și forma ta ai 63% și când ați împărțit o dată. Am făcut certificate, le-am întocmit și, și ne-am ales noi. Iaca ești care am muncit 30 și ceva de ani, în fost colhoz, dar și acum iați o leagă. Cum sunt eu? Nu numai sunt eu. Cât să fiu eu asta așa și eu spun despre mine, nu spun de... Și eu suntem și... Și noi le faci să faci în 30 ceva de ani? În 13 ani? Nu, noi vezi să faci încă. Unde sunt utilajele? Unde sunt cazanele și vede prin complex? Cine le-a spus cu macaroa? Unde sunt ele? Unde sunt combinele? Unde sunt tractoare? Unde sunt metalul de la tractor mai regat? Nici metalul a rămas. De care cazanele la complex? Dar și nu a fost în cazanele, cazane unde sunt? Dar păi cine s-a împărțit bani de atunci? Cui? Eu am un document dat cum? Mie mi-ai dat bani? M-ai chemat că se... La deci ele au rugat că s-au dat bani. Pe masă documentație. Aveți? Aveți vreo propunere? Acordul meu, acordul meu, este undeva? Unde am dat acordul? Noi, acordul meu, că noi, noi, e străinat, mașină, nu a fost combini, utilaj, excavat. De acordul la fiecare, dacă ești membru cooperativ. Dar și are cooperativa, cooperativa e în faș. Cooperativa e în faș, încă el nici nu e în faș. Dar nu e are 13 ani de când lucrează. Vezi să vrem concret. Eu gândesc, eu vreau să întreb la concret. Am avut eu acție la vinul Iaurin. Da. Îmi arătați dumneavoastră procură unde eu am semnat, dau acolo. Fiecare personal, oamenii nu au avut. Au avut grupele acției și ei au vândut acțiile, ei. Banii au transferat la noi și ne-am dat la trei tehnică și ei care... Eu îmi scuze, eu vă duc acum și vă prezint că eu am acții la vinul Iaurin. Eu până și ei sunt la cooperativa Horizon, transferate la proprietarea Horizon. Banii s-au transferat, dar nu acții. Banii. Au fost vândute acții, unii. Au fost vândute... Și banii s-au transferat la cooperativa Horizon Service. Fără știrea mea și fără acordul meu. Arătați-mi o procură de-a mea personal. În 2004. Dă să nu facem astea. Nu fășiți dumneavoastră la întrebare, nu fășiți. Arătați o procură care eu v-am dat acolo. Ești de acord câte au fost împărțite la oameni acțiuni la vinul de la corect a fost? La fondul circulant. La circulant e la lider. La lider, da. Corect, asta, a doilea parte. Dacă erau la fondul circulant la lider, trebuie și un document sau vreun contract de la lider că vinde acțiunile. Bun, dar ei banii le-au dat la noi, le-au vândut ca tare de... Și mi concret, doar de parte întotdeauna ești eu. Banii și eu, ei nu trebuie să rap banii, dar am împărțit la toți banii. Nu e și greu. Uma să hotărâm problema cu averea care a rămas. Știți cere de ieșire? De unde? Eu nu ți-am dat. Ieșire din cooperativă. Asta nu e scris. Stai, problemă. Dar de ce să scrim? Pentru că aici mergi vorba de averea care tu... Tu îi impui într-un fel. Eu spun, este bază legală. Care? Ieșit din cooperativă. Pentru ce să ies din cooperativă? Că nu vreau să dau o parte din cota valori cu luația de valori. Gheorghe Anzi. Nu prave la cum scad. Și ai pus acolo 4 ani de zile. Stai de leacă, mă, eu când am dat-o mai ca și tău. Stai de leacă, cooperativă, dar ce e pentru iau ceva? Cum să ies eu dacă eu încă nu ți-am dat-o? Tu și nu ați spus. Eu dat-o alții. Dar pe-a mie, pe-a mie. Alții mi-o dat. Tu mie nu-i să-mi dai averea la alții. Gheorghe Andrei, tu nu-i să-mi dai averea la alții. Tu pe-a mie trebuie să-mi o dai. Prezentă-mă, am fost acum la domnul Gheorghe Marcoci și de așa ne întoarcem la întrebare și care cu AVM-ul dumneavoastră sexuale mi-a dat un răspuns că într-adevăr fără acordul tuturor proprietarilor s-au înstrăinat bunul. Dumnealui v-a spus că el nu a înstrăinat și banii are acei 37% care nu sunt înregistrat în bun, dar mi pune o condiție că trebuie să ieșim din cooperativă. Eu mă rog că nu am putut înțelege la Gheorghe Andreevici ce are cooperativa cu AVM. N-am putut înțelege. De ce ne impune? Cu ce ești să ne spună? Da, la banii de pe AVM. Ei vieți cu apărutul amândouă. Sunt și au spus că el e gata să-i înfarcă la toți oamenii. Ești 36% care se numesc coproprietari și fără acordul nostru l-au înstrăinat, aici este coproprietar. Și acum spun că sunt banii, doar trebuie numai decât să ieșim din cooperativă și pe urmă ne împarte banii. Ce are AVM-ul care nu e în la balanță, nu-i după cooperativă,
Cooperativă. Adică aș da un alt exemplu, adică dacă dumneavoastră nu poate să dai bani acolo, eu nu înțeleg cum aceștia oameni care au vândut clădirea asta, ea, le poate să le dai bani, dar la Vămușana nu le poate să le dai bani. Vedeți că aici tot spunești, domnul. Da, dar eu, doar dumneavoastră știți că eu nu-l am acordul nostru. Aceștia oameni tot nu ieși din cooperativă și le poate să le dai bani. Da, așa e și un caz cu asemănător la ăsta. Adică eu așa văd. Adică dacă ar fi dumnealui, eu putea să... Și dumnealui doar încă v-a spus că în contul banilor acestea la va restitui un perete la TOC. El până în ziua de azi nu-i. Da, a fost atunci, la moment când s-a ridicat întrebarea dată, adică era un motiv și primit decizia Consiliului, cu toate că eu n-am participat în toate ședințele astea, nu s-a invitat, nu s-a... Și acolo era motivul că, adică, cei se vor încasa banii de la vânzarea dată, adică să fie să-și reconstruiască acolo un perete care a fost prăvălit. Și atunci, adică, ajungesem așa la un numitor comun, ca suma, toate procedura asta să fie transmisă prin niște acte, tot la cooperative, unde cooperativa să ne vândă și corespunzător și să achite cu persoanele date. Da. Adică noi am discutat și cu fișca cadastrală, unde în baza actelor este, vedeți dumneavoastră, avem actele, unde e suma totală la centru. Da. Dar adică nu toți oamenii sunt de acord și, nu, și dreptul lui, ca el să nu se astea, pentru că el nu vrea să decide doar. Și atunci am ajuns la unde, unde știu că și dumneavoastră vă cunosc părerea dumneavoastră, că sunteți de acord, dar nu sunteți de acord cu toți. Și adică chiar eu ne-am... un timp apropiat, adică să facem un act unde să-l ajustăm la acelea să fie... Eu adică nu mă opresc numai la clădirea asta, eu mă mai opresc și la mănăstiri, unde și acolo sunt niște astea. E clar că omul odată o decis, poate și-o decis și nu mai sunt în viață persoanele, dar... Și atunci, adică, cei care moștenitori, cred că prin semnăturile celea care le-au confirmat odată, părinții, buniei, una alta, să le mai confirmăm odată ca să putem să... Li permitem celor care au gestionează mănăstirea să-și continuă și să poată construi. De făcut legal ca... Da, da. Aceea semnăturile celea... Adică nu le poate nimeni să le... confirme acum legitim ca să poată face tranzacția dată. Și de atunci am găsit în modalitatea asta. Și doar știți și la Dunade și la Stian. Atunci când am să facem actele astea, eu sunt... garantat undeva vreo 100 de persoane în care să mai semnez anume pentru clădirea, da? Poate și pentru mănăstire, poate și pentru clădirea. Temerea noastră care, domn primar? Temerea noastră e și că Dărâm Alcoș e, cum zici, e sac fără fund. Acum dacă scăi banii, nu mai merg. De atâta, eu personal așa cu dânsul nu vreau să am. Că propunerea noastră, că am înțeleg că adică noi ar trebui să-i... Asta e, vedem o procedură mai simplă, adică pentru noi, mai ieftină. Ca să trece pe noastră. Dar bine, noi putem forma, zicem, de anunț o grupă doritori, ia ca listă există, da? Și încă mai sunt persoane care nu sunt la Malcoș, dați dincolo. Din lista asta, să formeze un grup de oameni, să zicem, doritori care sunt de acord cu actul ăsta de vânzare, cumpărare, și primească bani. Azi dacă întreabă un om, zice, deschide sacul ăla, că el registrul public și îl poate vizualiza oricine. Azi dacă ar vrea cineva să vadă, băi, azi vedem cine e proprietarul la bunul ăsta. Înseamnă că azi trebuie să fie omul ăsta și oamenii ăștia, da? Altă treabă, dacă oamenii ăștia vor ca să-și declare că eu vreau să-mi vând bunul meu, mă duc și scriu ce... bani. E normal că dacă... Dar eu azi, ca proprietar, trebuie să figurez toți lista și trebuie azi să figurez. Nu s-a prezentat încă acolo, dar obiectul e înregistrat mai degrabă. Dar nu s-a înregistrat obiect fără proprietar. Da, dar e înregistrat un procentaj, adică. E făcut dosarul tehnic. Da, dosarul tehnic, unde e înregistrat un procentaj. Nu e înregistrat, cum spui tu, ai dreptate. Dar e deschis dosarul tehnic și tot vin proprietarii și s-așează. Ia ca și... Înseamnă că nu-i. Dosar tehnic, nu-i înregistrat. Acum este primar, corect. Acum vedeți că înregistrarea am confundat-o cu asta, cu dosarul tehnic. S-au perfectat dosarul tehnic și au început a veni proprietarii... Adică de-abia avea lucrul mierge după părere. Da, da, da. Mergem și, dar vă spun că eu ca tare am vrut să formăm o grupă de oameni.
că... Da, da, este scumpul, mă spun, tu de asta și să mai discutăm. Eu știu că au fost de la guvern. Domn primar, au fost bani, eu pot să ridic hotărârea guvernului, au fost bani alocați, special, pentru așa proceduri care trebuie să finalizeze și nu trebuie azi să ne iei niciun ban pentru oamenii ăștia nimeni. Pentru procedura asta care vrem noi azi să o săfășim de vânzare cumpărare, da. Dar pentru înregistrare nu trebuie da, să da 30.000 la corect. Ivan Gheorghe, o întrebare. Mi-i trebuie da, răspunsul și sumă incasați de la Brigada a 3-a cu șpergișelea. La șpercuț, da. Da, și câți ani și cum ajung la oameni? Da, de acasă ne interesa. La frigiderile și alea? Da, aia este la... la... Unde? Dar pe nu numai tu aia. Nu, că eu vorbesc de Brigada 3. Tu și un om nu numai tu aia, acolo e spatura mea. Nu stă ceva stran. Nu e a mea, e a Brigadei. Nu, a Brigadei, dar și sume că ai încasat pentru Brigada 3? 1000 de lei. Lunar? Lunar, în afară de, ze- de lunile astea care călduroase. Și 180 lei. Renda pe lună pentru încăperea dată. Da. De câți ani ai filiat? Doi ani, da? Dar cum s-o pierdă 248.000 iar ne întoarcem acolo? Înțelegi? Înseamnă că așa s-o lucra. 248.000 pierderi și eu cred că 2 milioane nu s-o fac cu volum de, de lucru. Gata, v-ați simbat? Ca fizică încă mai puțin. Dacă ne întoarcem și luăm și fizic și s-o fac cu ăsta lucru, asta e nică. Cum vă numeți? Iacobra. Ați activat în colhoz? În colhoz, nu. Și după aceea ați primit ceva în urma activității? Nică, dar cine trebuie să-ți dea în etalii? Gheorghe Andreș, Malcoci. Dumneavoastră, în calitate de ce ați activat în colhoz? Tractorist. Dar familiei lui, tatăl lui a activat în colhoz? Lui Gheorghe Andreevici? Da. Și cum mai știe la pensie? I s-a dat ceva? I-a dat un tractor. El tot a fost tractorist? Tot tractorist. Dar în Italia, măi, ai fost în Brigada de Tractoare? Și e acolo, măi? Nu, nici sunt locuri de căs, odată căs la oameni. Cu... Da, tehnică? Tehnică, nu, nici. Cum am zis? Am lucrat 35 de ani tractorist, companior. La urmă avem două tractoare, două tesorcuri și companiu. Și lucram și nu știam pentru ce. De la Paște 100 de lei și la Crăciun 50 de lei. Și restul ne spune cu la cote, la cote, la cote. Și nu, nici n-am mai... Noroc că avem o vacă acasă și cu brânză și cumpăra, să-i pun sode și ne spăla. Nici dar, producții nu vă dădeau? Dar de unde să-ți dea? Nu dădea nică. Tot. Și a fost acolo un tractor în brigadă, era o grămadă tehnic, cel mai mult tehnic, mai tine, din raion era la noi. Și cu tot o vândut, o tăiet, o vândut tot. Ce alte lucruri au mai vândut și au mai fost în colhoz? Au fost un casă-n soț și l-au vândut și l-au schimbat pe un vier. Pe urmă, așa, excavatorul l-au vândut, nu a dat la nimeni nici o capică, nică. Băligarul l-au vândut, nu a dat nică. Avem l-au vândut, nică, o capică la oameni, nică nu a dat, nică. Cântarul ăsta strece zilnic, nu știu câte toane, dar ai pus prețul 25 de lei. Și mai ales sprinși acei care cu pământul deoparte. Cum ăsta, nu ești de acord cu politica cooperativii, cum te strâng la pereți și îți spun prețul care îl doresc ei, fără, nu știu, nici un temei, la urmă urmă. Și, dar de investiția care rămâne așa cum a fost. Ce-a prezentat acel care ți-a încheiat contractul? Nu! Apoi da, dar eu, de pildă personal, eu vă demonstrez că eu sunt proprietar și nimeni nu m-a întrebat că sunt vei bunurile mele în arendă. Nu, păi, asta. Este anumite reguli, mi-a să trebuie să vă duceți. Știi, la unde sunteți copășurat, unde este la evidență? Eu aici sunt proprietar, eu nu i-am dat la nimic să ne-l dăie. Înțelegeți? Eu nu i-am încredințat încă nimic să-mi dăie proprietățile mele. Nu, sunt anumite reguli. Apoi, da. Nu trebuie să-ți spune așa, unde sunteți o asociație sau ce sunteți? Nu, eu sunt singur proprietar, am certificat și am lista proprietăților și eu și aici sunt proprietar. Și mai mult eu la nimeni nu i-am dat voie să încheie contract cineva. E straniu. Nu i-am dat, n-am dat nicio semnătură. Este niște numiri. Dacă eu îi încredințam pentru o procură, cooperativă și eu știu, dacă eu îi încredințam pentru o procură,
Băi, te duci și închei cu nați și închei contract cu cineva. Dar eu ne-am stranu, că eu știam că așa s-a dus, pleșca. Cum se spune ea? Pleșca. Alexei, s-a dus. Da, altul nu a venit. Și atunci tot prin fraude s-a închis contract și ala. Nevastă, cât e anual ați făcut în contract suma? Cât? 3.000. Și? Cum pe lună? Da. Pe an. 12, 36, da, acolo se permite 38 la ajala. 38 și 400, mai tine, nu? Nu, asta e. Da, contractul, dacă aveți nevoie, poți să-l dau. Deci tot fraudulos încheiat, tot nu, tot e fraude. Și asta vreau să fie tot de aici ieși. Iată, în locurile astea au fost 3 cazane care erau în stare funcțională. Și măcar au scos cu acordul cu ea ca niște de astea, nu știu. Dar utilajul ăsta a fost inclus în lista privatizării, obiectelor privatizării. Și iată cine am ales. Așa e situația și în tot cu utilajul și ala. Și cu cântari, știți ce a fost și în secția de nutriență, tot aceeași situație. Cazanjeria tot în 2 etaje și tot a fost utilaj. Și noi, cu cui permisiune au plecat de aici utilajul, noi nu știm. Dar el e privatizat, dar nu e împărțit încă. Iaca. Aici tot utilajul a fost pentru la cală punct termen. Diferite cisterne, diferite utilaje, pompe și tot nu. Tot o mers la în suma complexului care trebuie privatizat și împărțit la oameni. Dar ele nu sunt. Cine și-o permis, așa nu știm. Lider, cto? Cătmaru. Ion, da? Da. И сколько ему платишь в месяц? По 1000 лей, да? В месяц? Да. Кочугу Иону сколько? То же самое. То же самое, тот тоже. Еще кто третий? Оника. Оника? Да. Ага. Тоже 1000 лей, да? Да. Сколько лет уже ты здесь брал уже в аренду? Сколько лет работаешь? 2,5 года. Сколько? 2,5 года. În lista bunurilor care e la cota valorică. Și la o dată în început de septembrie era parcat într-un câmp în afara satului și cred că pregătit pentru a fi sustras, dus din sat sau alte, să găte ceva sau mai duc și pe dânsă. Și noi ne-am găsit o grupă de persoane, ne-am dus și l-am adus în sat. L-am depozitat în grădina personală, dar suntem acuzați că l-am furat. Deci urmează, au fost de la poliție, la alte organe, am telefonat, aducându-l în ogradă, am informat primarul, am informat polițistul de sector, am informat posesorul, care se declară posesor, dar nu-i posesor legal, pentru că s-au făcut niște fraude și acolo. Și iată de amul suntem învinuiți că l-am furat. Deci urmează să decide organele respective, în vedea ce să facă. Dar tractorul nu-i furat, dar l-am depozitat să nu fie furat de domnul Malcoș împreună cu alți complici de-a lui. Mai mulți s-au furat, s-au dus, nu le mai dăm de urme și iată-l. Aici va fi până s-a rezolvat. Ei au avut tentative să-l reia înapoi? Da, a fost trimis de la inspectoratul de poliție, au venit în armată aici, am avut discuții și noi totuși ne-am opus, nu am admis să-l iei înapoi. Rămâne până când s-a determinat cota valorică, să ni se distribuie în natură, să ni se dă ceea ce merităm. Și ce vreau să mai menționăm, că comisariatul de poliție, procuratura, nu duce lucru spre adevăr, dar ne învinuiește pe noi că am furat. Pe când dumnealui și-o permis și-o mai mult o devastat, o furat, o înstrăinat fără acordul nostru și iată cum e îndreptățit acel care fură și cum e îndreptățit aici care depozitează bunurile. Cât sunt legale acțiunile organelor de drept împotriva cetățenilor la Horești în legătură cu ridicarea tractorului?
În ceea ce privește cadrul legal, cred că imaginea dată urmează să se expună instanța judecată care a preluat cauza spre examinare în fond, deci vorba despre judecătoria orașului Ielovieni. Prima ședință pe această cauză penală este deja numită pe data 28 iulie 2014. Cred că va fi o ședință de înfățișoare, dar în linii generale, deci ne expunem poziția că deci mixtiunea organelor procuraturii în raporturi civile este una inadmisibilă. Procuratura are competența ei și poate interveni în procese doar atunci în cazuri strict determinate prin lege. În cazul dat, ca și în alte mai multe localități, în localitatea Horăști, Raionul Ieloveni, deci un grup de cetățeni care dețin cu titlul de coproprietate cotele părți valorice, au decis să se separe de la tot ceilalți. Deci este un drept de lor care deci le permite pe calea judecătorească să apeleze instanțe judecate și să solicite împărțirea averii. Cu reprezentanții organului procuratură și în special cu Vasile Danu s-a discutat pe subiectul dat că dosarul penal intentat nu se încadrează în limitele legale în ceea ce, în ce sunt învinuiți aceste 5 persoane. Deci mă refer aici la articolul 352 aliniatul 1 cod penal samovolnicie, deoarece toți cei la momentul dat statutul lor deja este inculpați, dețin cu titlul de coproprietate bunurile care au fost ridicate. Deci tractorul care face parte ca obiectul de litigiu în cazul de model în TZ80, deci în principiu face parte din coproprietate, inclusiv și celor care au la ziua de astăzi statut de inculpat. În cazul în care tractorul acesta, la, ca bun imobil asupra acestui tractor, sunt reivindicate mai multe drepturi, deci litigiul dat urmează fi soluționat doar pe calea judecătorească. Articolul 347 aliniatul 2 prevede că în cazul în care există divergențe în gestionarea patrimoniul ce rezultă din cote părți valorice, acest litigiu ține de competența instanțelor de judecat. Adică legiuitorul a determinat competența strictă. Nu are procuratura, inspectoratul de poliție, absolut nimic cu acest caz. Când ofițerul din Maierii Penală din cadrul inspectoratului de poliție Ieloveni, Andrei Popov, s-a constatat că, în realitate, plângerea victimei nici nu există, dar nici nu putea exista, pentru că victima, în caz dat, trebuie să fie tot ceilalți coproprietari. Doar ei sunt în drept să revendice un drept care a fost lezat. Deci, cum am spus din discuția cu ofițerul de urmărire penală, s-a constatat că, de fapt, există un demers prin care liderul din localitate, Gheorghe Malcoce, solicită ca inspectoratul de poliție din Ieloveni să întreprindă măsurile pentru a nu permite ca fiecare din coproprietari să-și revendice un drept. Ceea ce este un lucru inadmisibil. Deci, tulburări în masă și alte acțiuni de acest gen nu țin de competența deci, unui lider. Deci, ele pot fi ameliorate prin acțiunile respective din partea inspectoratului de poliție. Dar mai mult, s-a constatat că după ce a fost intentată cauza penală, deci ofițerul a stabilit că așa numită parte vatamată, cum este cooperativa de întreprinzător Core Service, de fapt gestionează acest tractor și nu este proprietar. În baza unui contract pe care ofițerul de urmărire penală inițial la intentarea procedurii cauzei penale nici nu l-a solicitat să fie prezentat. Și din acest motiv, deci nu este clar cui i-a fost cauzat prejudiciu material, așa cum prevede norma materială articolul 352, în cazul în care unul este posesor de acest bun, care a fost ridicat de inculpați, iar alții sunt coproprietari care nici nu s-a ridicat un drept încălcat. Sunt mai multe abateri în cadrul urmăririi penale, care credem noi că instanța judecată examinând cauza sub toate aspectele obiectiv, va ajunge la o concluzie corectă ce ține de încetarea urmăririi penale.